copilul vieții. Mori, copile. Ia. Boom, ce mi-a plăcut să-l omor pe ăsta. Măi, leu, ce-mi place să omor copiii. Dă like chiar acum și o să ai 10 ani de noroc în Minecraft să găsești și tu asemenea cave-uri. Dă like chiar acum. Ei bine, ca să craftăm aceste armuri, trebuie tot timpul să găsim structuri. Deci va trebui să găsim diferite structuri care au diferite tipuri de armuri din astea acasă cu diferite puteri. Și prima armură din asta nebună va trebui să găsim într-un sat, băi și fete. Uitați-vă că avem aici un sat foarte, foarte puternic dezvoltat. Uite, avem și deja primele bucăți de armură. Ok, dar nu astea sunt armurile custom. Nu astea trebuie să căutăm noi și nu astea trebuie să facem. Trebuie să ne uităm prin chesturile astea din sat și să încercăm să găsim. Uite chestiile astea. Ce scrie aici? Armadura de conejo. scrie spaniolă, by the way. Scrie spaniolă în pui vei și trebuie să vă obișnuiți puțin cu spaniola, pentru că data pack-ul ăsta este în spaniolă, ok? Deci nu vă supărați. Mi-a pus astea pe mine, ok. Trebuie să pun și astea să se prăjească acolo. Deci armura asta este o armură de iepure sau ceva de genul. Asta este o armură armura de esmeralda. What? Ăsta de ce? Nu știu ce se întâmplă. Scrie armura de... Da, cârnat. Da, sunt diferite. Cred că sunt pattern-uri diferite. Sunt aceeași chestie, adică au aceeași putere, doar că sunt pattern-uri diferite. Da. Și armura asta de iepure pe care o avem noi aici în sate, le găsiți de obicei prin sat. Asta, cică, este o armură care te va ajuta să sari mai mult. Și tu poți să faci foarte, foarte șmecher, să combini mai multe tipuri de armuri, dacă nu mă înșel, ca să ai puterile astea. Nu știu dacă trebuie neapărat toată armura să fie, sau poți să folosești doar una singură și aia e, știi? Dar na, hai să ne facem și noi niște unelte așa de început. Să vedem dacă avem pe aici. Eu mă uit mai mult după lemn, după mâncare, după puii mei. Opa. Stai așa, știu că mi-am pus sala prăjit pe aici și vreau să le iau de la prăjit. Să le mai punem și pastea pe aici. Ca să prăjit și noi, să avem și noi mâncărică pe aici, că e nasul cu mâncarea. Și haideți să ne mai uităm pe aici prin sat, să vedem ce alte chestii reușim să găsim. Poate un sat din ăsta care are, uite acolo un iron golem. Poate avem un sat din ăsta cu fierar în puii mei. Ar fi mișto, uite. Uite fierarul, let's go. Armura de magnetica. Ei, yo! Și avem aici o din asta, armura de magnetica. Nu știu ce înseamnă asta, dar cred că e ceva magnet. Posibil să fie o putere din asta specială care ne va ajuta. Nu, am crezut că și ăla e fierar. Care ne va ajuta să avem abilitate de magnet. Să avem magnet, cum ar veni o abilitate de magnet. Probabil să luăm itemele de pe jos, nu știu, o să citesc aici să văd care e șmecheria. Să ne mai uităm prin casele astea, că ar trebui să mai fie chestii pe aici, nu? Sau cam atâta? Dacă e doar atâta, e ok, oricum. Câte se mai prăjesc astea pe aici, haideți să reușim să găsim la Iron Golem, că e undeva pe aici ascuns. Bărbaților, unde e mă Iron Golem? Uite-l aici. Ok. Uite, încă o căsuță din asta aici, dar e ok. Ascră, batem pe ăsta puțin. Și merge și la căsuța aia. Ba, am citit că ala de emerald, că e una de smerald, dar nu știu ce, uite la de smerald, dar nu știu ce, ăla, ci că faci trade cu sătenii, dar la un preț mult mai mic. Deci asta te ajută. 5 bucăți, ia să vedem ce avem aici. Ok, o căsuță din asta normală, fără nicio chestie. Bun, deci, haideți să vedem dacă reușim. Stai să mă gândesc, dacă facem chestia asta... Știu că trebuie să facem un smithing table din ăsta, un smithing table. Și conectăm aici, uite, ăsta cu... Stai să mă gândesc, cu ce să facem? Nu vreau să sar, vreau, uite, ăsta de esmeralda, să vedem dacă ne dă cu trade-uri mai micuțe, deși trade-urile, hai cu totuși ăsta de magnetica, nu știu ce, cărnetica, bla bla bla. Doar că singura problemă e că nu am chestii. Nu am cu ce să le... zic, cu ce să decorez, dacă nu vreau să-l decorez cu iron, că ăla chiar am nevoie. Așa că o să mergem prin cave-uri și o să vedem prin cave-urile alea pe acolo dacă reușim să găsim câte ceva. Dar știu că mai pus eu la niște cărniță la prăjit pe aici. Și după aceea o să mergem prin cave, eventual. Și ce ar fi bine pentru noi să găsim? Ar fi bine pentru noi să găsim un... un ăsta, cum se numește? Uite ce fericii sunt ăștia aici. Mă, și s-au adunat toți aici, what the fuck, e un ritual, ce Dumnezeu se întâmplă. Așa, să facem un din ăsta, mă, cum se numește. E un smith, un ăsta, o armură din asta, din... 2 secunzele. Așa.
din asta, din Mineshaft, care va fi, mamă, și care e foarte, foarte puternică, cum ar veni. Mamă, dacă și ăsta mă duce, mamă, ce noob, ce noob, fii atent că mor. Hai să găsim Mineshaft-ul ăla, că m-am zăpăcit aici, nu m-am, nici n-am explicat cum trebuie, ești nebun. Oh, și by the way, din câte știu eu, cuprul ăsta pe care îl avem aici, și dacă îl punem la prăjit, repede să punem și noi cu niște din ăsta, știu că un cupru din ăsta, putem să facem un fel de compas care ne va duce la diferite structuri. Deci ăsta ne va ajuta să găsim și diferite structuri, lucru care mă avantajează enorm. Ia să-l două secunde, dar știu că se face cu, uite, ăsta așa, și cu din ăsta aici în mijloc, uite, compas, uite, brujula de structures, brujula de structures, uite, în față acolo, deci clar e ceva în față, nu știu, că satul era în partea alaltă, asta știu clar că satul e în partea asta alaltă, ăsta la aruncă nici nu mai mă interesează, deși, uite, putem să facem acum cu cuprul ăsta, ia stai puțin, ia stai puțin tătis. Tătis, magnetica și cu cupru, ia. Yo! Ia armura magnetica. Ei, hey, yo! Ia vezi, ia vezi, ia vezi. Dacă arunc ăsta aici, îmi dă itemul? Ar trebui, nu știu ce ar trebui să facem. Armura magnetica, nu știu care e faza cu ăsta. Dacă spargem ăsta, ne-l... Opa, stai mă că... Ne-am pus aici. Nu știu ce, nu știu ce face ăsta, dar o să vedem. Dar o să vedem pe parcurs. Deci avem ăsta magnetica. Nu știu dacă o să ne ajute ăla de... Ia, dacă stau mai în spate așa, am dă itemele astea în inventar. Nu, uite. Hop. Nu, nu-mi dă nimica, na. Nu știu ce se întâmplă cu ăsta, nu știu cum merge. Dar magentica, armurada magentica, mă. Magnetica. Nu știu, bă, frate, dar lăpui mei. Copii, nu o să faci niciodată în jos. Și am că am auzit un zombie. Nu-l mai aud. Nu mai aud zombiu. Oh, bine că mi s-a spart și ăsta. Mamă, stai mă că auzisem un zombie mai devreme. Mă, ce pui mei se întâmplă? Ia, stai să... Mamă, dacă pic în lavă, băi și fete, mi-a părut bine. Mi-a părut bine despre voi. Let's go. Bine, mă, uite, mă. Uite, mă, că compasul ăsta, uite, ne-a găsit, ești nebun? Ne-a găsit compasul nebun. Perfect, perfect, perfect. Stai să iau și eu de aici ăsta. Super bine, super bine. Ia uite-l, ia uite-l. Și armura de la suerte. Armura de la suerte. Ce-o însemna asta, nu știu. Murim de plâns. Și haideți să vedem acum, boys, și că ăsta, dacă îl combinăm aici, fiți antenă, punem ăsta cu un din ăsta și băgăm un... Bă, văzusem un lapis pe undeva pe aici, nu știu dacă ați văzut. Uite aici lapis. Să-l faceți și noi măcar frumos, zic. Să-l faceți și noi măcar frumos acolo, zic și eu, nu știu. Dacă mă înțelegeți. Oooo, vezi că arată tankis. Ăsta-i, mă, ăsta cic ar trebui să ne dea fortune? Ia, dacă, să vedem dacă găsim aici ceva care ar, teoretic ar trebui să ne dea fortune. Mamă, uite acolo. Uite acolo, uite acolo, uite acolo. Uite acolo, tătis. Altceva pe aici să mai punem și noi blocuri. Bun. Deci uite că am găsit vere. Ia vezi, ia vezi, ia vezi. Dacă ne dă mai multe e bine. 5 bucăți. Mâncava-și gurițica voastră. 5 bucăți de iron. Forțini. Care a fost ăla? Forțini. Bă, e bun rău, bun rău. Bun rău așa. Păi stai că ne facem full iron, full iron, nici nebun. Și putem să facem mai multe armuri, actually. Putem să facem mai multe armuri. Să mai vedem pe aici dacă mai găsim alte chestii, oare. Eu vreau să găsesc ăsta, mă, cărbune. Cărbune vreau. Uite că am găsit și cărbunelul. Cărbunelul cu adă de cățelul. Bun. Tragem pe dreapta și astea și facem ne facem armura asta. Continuăm să mai găsim alte chestii pe aici. Dacă reușim să găsim. Eventual, să găsim. Stai să scunde să arunc și o prostie aia. Să găsim de ăștia, cum se numesc, alte structuri acum.
Stai puțin, lasă-mă verem, puii mei. În pace. Stai că era pe undeva pe aici ăsta. Știu că pe undeva pe aici. Nu, de acolo am venit eu. Uite, aici, deci am fost pe acolo noi. Da, uite aici. Perfect. Păi ia să băgăm noi ăsta aici. Să punem la prăjit chestiile și așteptăm puțin pe aici și vedem care este situația mai departe. Nu știu dacă pot pe ăsta să-l schimb cu altceva. Actually, da, uite că pot, ești nebun. Actually, pot. Bă, tare chestia asta că poți să și schimbi. Ăsta de smeralda ar fi bun dacă aș vrea să fac trade-uri cu sătenii, deși nu știu cât de mult aș vrea să fac trade-uri cu sătenii, sincer. Și totuși, pentru că putem să facem astea, să schimbăm ce tip de armură e asta, putem să facem următoarea chestie, dude. Stai puțin. Hății, mății, țății. Deci le-am făcut pe toate. Hai să ne punem fiți antene. Ne punem ăsta de să sărim mai mult. Deci ăsta de sărit îl punem pe papuci. Pe ăsta punem magnetica, care nu face absolut nimic, adică te-ați văzut și voi. Și pe pantaloni punem ăsta de conjeo. Conjeo l-am pus, mă, conjeo. Punem ăsta la de la suerte, nu. Esmeralda, da, pe pantaloni punem esmeralda. Hai, mă, barbanalda, mesmeralda. Ok, deci avem paste aici, punem ăsta, uite, deja ne-a pus ăsta. Uite, Hero of the Village 2, deja avem speed ca un iepure. Perfect, asta îmi place când ne mișcăm mai repede. Acum, haideți să încercăm să vedem dacă mai reușim să mai găsim, uite, lapis din ăsta. Oh, diamante, bro! Bro, diamante! Es diamantos magicos. Începe să vorbim și noi în spaniol acum. Începe să vorbim în spaniol și noi care buri. Bă, ești nebun? Ia, dacă spargem ăsta, nu ne dă. Am crezut că ne dă și aici, dacă avem noroc. Și uite că sărim mult mai sus. Ok. Hai să tragem pe dreapta un flint and steel din ăsta, să facem rost de obsidian, dacă e. Și să vedem după. Haide, mă, frate. Haide. Bă, cât am stat să sparg la astea, ești nebun? Opa. Am sărit prea sus. Să încercăm să găsim diamante, frate. Păi dacă găsim diamante, ne îmbogățim, ești nebun? Că avem ăsta de ne dublează itemele, le face acolo. Dintr-un singur din ăla am văzut că ne dă 5. Deci e posibil să fie un fortune din ăsta foarte, foarte mare. Hai că vedem, așteptăm aici puțin să se facă tot ăsta, dar la câte nebunii și câte zăpăcele avem pe aici, putem să ne facem și niște unelte așa puternice. Ok, pâc, pâc, țâc, țâc, așa, țâc. Bun, s-a făcut ăsta cum trebuie. Ne rugăm pe astea pe aici ce nu e nevoie 100%. Și mai puteți să mai mergeți și în sat, actually. Puteți să mergeți și în sat, vedem ce mai avem pe acolo. Și pe aceea mai... M-au dat cât de mișto se vede chest plate-ul meu, ești nebun? Holy, cât de tare e chest plate-ul ăsta al meu. Armura de la suerte. Nu știu care e pe acolo, dar tot mior la el pe acolo prin spate, nu știu ce se întâmplă. What the fuck? Stai că am observat o chestie, ia stai. 15 din ăsta. What the f... Mă, ce? Dumnezeu? Ia stai. Ia stai. Deci dacă sparg ăsta, ăsta văd că nu s-a duplicat cum ar veni. Ia stai puțin. Deci dacă îmi fac un din ăsta, un chest și pun ăsta aici și îl sparg, nu. What the fuck, dude? Dar dacă pun... Stați puțin, că am foarte mult iron. Și tocmai am descoperit o chestie nebună. Deci dacă pun ăsta aici, pot să pun ăsta aici, da. Și îl sparg, îmi dă tot atât iron. Dar dacă am iron din ăsta nebun, îl duplică gen. What? Stai, că am impresia că ăsta funcționează și cu... Aoleu, câți balauri. Funcționează și cu celelalte chestii, gen gold. Dar what the fuck, dude? Poți să duplici itemele. Murim, bă, murim de râs. Murim de râs cu nebunia asta. Bă, ce tare ești, nebun. Și uite că am găsit diamantele. Uite că am găsit diamantinele. Barbașinele, ia. Hopa, 5 diamante. Da, mă. Și am impresia că dacă avem toată armura full, ne crește puterea la maxim cum ar veni. Eu asta am impresia. Nu vreau să zic prostioare, dar din câte îmi spune creierașul meu de YouTuber câine, e posibil ca așa să fie, dacă avem armura full.
Că dacă un lucru bun face cu un lucru bun și cu încă un lucru bun, face mai un lucru și mai mare și mai bun. Ia uite aici, fiți antenă cu goldul ăsta. Deci avem 3 bucăți de gold, da? Dacă îl punem în ăsta aici și spargem ăsta, bro, avem 12 și pe aceea, dacă îl punem din nou și îl spargem, avem 36 și dacă îl punem aici și de la 36 e dublat. What the fuck? Și încă mama mia pizzeria să mă bată hamsterii, să dea cu sete în mine. Ce mă? Tare rău chestia asta. Încerc să iau cât mai multe diamante. Să stăm și noi liniștiți, să avem acolo de armură, de iteme, de toate astea. Ia, stai să luăm aici. Că frate, mamă, deci aici, mamă, băi, mă sparge cu diamante asta, vere. Oaleo, 41 de diamante. 46, 51, 50, wow, wow, a dat mai puțin? A dat mai puțin acum, what the fuck? Da, mă rog, e relevant. Hai să facem și noi o din asta nebună. Și ne facem și noi niște armuri puternice. Dar hai să ne facem totuși armurile astea când ieșim de aici totuși. Avem aici o grămadă chestii, măcar uneltele să le avem de asta, de diamond. Dar în rest așa nu ne mai trebuie nimic altceva de aici din cave. Haideți să încercăm după aceea, după ce ieșim din cave, să încercăm să găsim alte structuri. Că avem și ăsta de structuri, compasul. Cu siguranță o să reușim să găsim chestii de structuri foarte, foarte ușor. Ia uite câte diamante, mâncava-și gura voastră. Mâncava-și gura voastră câte diamante. Bă, ăștia nici nu mai mă bag în seamă, că știu că n-au ce să-mi facă. Știu că n-au ce să-mi facă bărbații ăștia. Deci trebuie să mergem să găsim și să ieșim și noi din cheful ăsta, să găsim alte chestioare. Hai să ieșim. O altă structură care face chestii este asta de... de Nether, cum ar veni. Puii mei, cum se numește? Asta de Nether. De portal ruinat. Asta este una, o altă din asta OP. Dar hai să vedem ce găsim. Nu mai știu ce făcea asta de obsidian, parcă. Nu mai știu, am impresia că ne dă ceva efect de mers pe lavă sau o chestie din asta, știi? O chestie din asta nebună oricum, care ne va da un efect. Ia. Feather falling, nice. Ia să luăm și noi astea de aici. Deci putem să luăm oricând. Armura de obsidian. Asta face asta armura de obsidian. Vă zic eu 100% că asta face armura de obsidian. Dacă îmi dați 2 secunde, magnetic asta care nu face absolut nimic, dog shit. Ești nebun? Dog shit din asta. Ăsta nu știu de ce nu mai face absolut nimic. Deci îl aruncă și pe ăsta. Alo, alo, alo. Așa, punem ăsta aici. Punem ăsta aici și punem, puteți să punem, actually nu poți să pui gol, poți să pui doar lapis din ăsta nebun. Ia să punem. Și ăsta cică, dacă mergi pe lavă, ceva de genul, water breathing, jump boost, avem toate, ești nebun. Ăsta ne va da un efect ceva de genul, că... Ei, eu putem să facem portalul, ești nebun? Un efect ceva genul, că poți să mergi pe lavă sau ceva de genul ăsta, gen, știți cum e Frostwalker-ul, doar că pe lavă, ceva la modul ăla. Nu știu ce să zic, hai să testăm chestia asta. Care mai... A, mai era la acolo. Ei, păi da, stai că-l mutăm acum, nene. Stai așa că-l mutăm acum, nene. Ești nebun. Păi nu stă, stai aici. Și din ăla acolo. Un shipwreck. Poate și ăla ne dă diferite chestii. Hai că merge și acolo după. Portalul e gata. Ia să vedem ce știe ăsta să facă. Ce știe bărbatul ăsta să aibă aici prin interior. Aveți, dacă avem și waterbending, păi suntem bărbați cu waterbending-ul ăsta. Suntem bine rău de tot. Stai să... Mamă, să mă bată hamsterii. Au, au, ok. Murim de plâns, ești nebun. Ia, hai să spargem și noi astea pe aici. Să vedem că știu că pe undeva pe aici prin spate ar trebui să fie celelalte chestii. Asta e. Uite aici, dacă ne ducem în stânga, e acolo. Dar nu știu dacă în chestul ăsta sau în ăla de sus o să fie chestii. Că știți că mai e un chest sus. Ha, mă, trăițar. Bă, câteodată, chesturile astea se deschid atât de greu câteodată, de te apucă pandaliile. Dai 2 secunde să ieși eu de aici. Să vedem unde... Știu că mai e un chest aici sus. Ia stai așa. Mai e un chest aici sus. Dai să pun și o chestie de deasupra așa. Mulțumesc, Dumnezeu. Aolea, Dumnezeu e român. Nu mă lasă să câștig. Unde, mă, unde e? Uite, uite pe aici, uite pe aici, așa. Trebuie să dai cu shift-ul și tot la fel într-un colț din stânga. Ceva de genul trebuie să mergem.
colțul din stânga era, mă? Da, colțul din stânga. A, uite, ăsta nu are. Din păcate ăsta nu are. Ok. Să vedem nether-ul ăsta obraznic. Aparent trebuie să găsim și un jungle temple, dar n-avem cum aici, nicio șansă. Nicio șansă să găsim un jungle temple, frate. Nu știu cum am putea să găsim o structură care și așa puii mei. Aoleo, stai că o tragem portalul ăsta pe dreapta, că cu siguranță nu o să mai am cum să mai ajung aici înapoi, ești nebun. Și dacă toți suntem aici, băieți și fete, vă abonați și voi la canalul meu secundar dacă tot vă uitați la clipul ăsta. Credeți-mă, canalul secundar postăm și alte jocuri, nu numai Minecraft. Că am văzut acolo comentarii, te lași de Minecraft, bă frate, vă postez zilnic pe Gani cu 26 Minecraft. Și vă postez de 12 ani. De 12 ani. De mai bine de 12 ani fac Minecraft. Ești nebun? Și oamenii încă mă întreabă, te lași, nu mă las de Minecraft. Băi și fete, canalul secundar, primul link de descriere, abonați-vă și acolo, vă rog eu. Și ăsta e gata. Bun. Hai să vedem și noi pe aici ce reușim să găsim. Văd că suntem lângă un Soul Sand Valley și Classicus. Classicus. Atât am de zis, decât doar Classicus am de zis. Deci... Oh! Sinucigașule, Jesus freaking Christ. Sinucigașicus. Hai să vedem, boys, ce reușim să găsim și noi pe aici. Și ce reușim să facem. Nu știu dacă aș vrea să testez chestia aia de care v-am spus că puteți să mergem pe lavă. Nu știu dacă aș vrea să testez chestia asta, uite. Care era? Esmeralda, obsidiana asta. Barbașana, obsidiana. Oh my da! Mâncate-ar cârnații să te mănânce. Ho! Bun. Hai, nu știu cum o să testăm, dar o să vedem, nu știu unde o să mă duc să testez chestia asta. Dar o să vreau să fac chestia asta, că mi se pare tare. Mă, nu știu dacă găsim aici chestii. Nu știu dacă aici găsim chestii, deși aici nu cred că am avea chestii de găsit. Vă zic sincer, nu mai da, mă, că nu dai în mine. Dai în tine. Ia să mergem și noi pe aici. Ha, mă, lasă-mă și tu în pace. Veri, eu sunt aici cu un scop. Nu sunt aici să fac... Să mă zăpăcesc cu tine. Lasă-mă! Opa. Aha, aha. Aia, am auzit de tine. Am auzit de tine, cântai la radio. Aha. Și tu la fel. Bun, două din astea până acum. Momentan suntem ok. Uite, există din astea, doar că nu sunt... Nu sunt cu efecte, știi? Nu sunt cu efecte, asta e singura problemă, să zic așa. Hai că a dat și ăsta nebunul. Jokerul nebun. Haide mă și tu. Mori. Așa, era să zic, bă, mi-a dat cap. Eu mi s-a părut. Și vedem ce mai găsim pe aici. Ar trebui totuși, cred că o să mă întorc în overworld să fac trade-uri cu sătenii, să fiu sincer. Că avem chestia asta, the Hero of the Village. O facem. Să facem trade-uri cu râții ăștia. O să facem trade-uri și cu râții aia pentru astea, pentru enderpearl-uri. Că pe aici clar nu s-a nicio șansă de enderpearl-uri. Avem 6 de ăștia. Nu știu dacă mai vreau să mai fac rost de încă una. Hai că mai face rost de încă una. Ce să fie. L-am omorât? Nu l-am omorât pe ăla. De fapt l-am omorât, dar nu mi-a picat nimica. Da, dar uite, l-am omorât și pe ăsta. Și sigur, cu siguranță o să-mi dea și ăsta ceva. Da, mi-a dat, că am auzit cum l-am luat. Da. Bun, hai să plecăm și noi de acilea. Face și noi portărelul. Țâc, țâc. Țâc, țâc, țâc. Hai că l-am pus bine și pe ăla, dar nu contează, că o și avem prea mult obsidian acum. Flint în stilul. Și plecăm. Și să vedem și noi, mamă, parcă vezi că mă dă într-un cave. Că de obicei te dau un cave chestiile astea. Ah, wow, nu vine să cred. Nu m-a dat în cave. Da, nu mă plâng. Și zona asta e destul de bună, pentru că e posibil să fie un sat din ăsta de plains pe undeva pe aici. Că suntem fix într-o... Uite, pillager outpost. Putem să ne facem armură de iron golem. Armură de iron golem putem să facem acolo. Ia să vedem. Ia mă, ia să vedem, ia să vedem. Și... Da mă. Ia uite. Armadura de golem de hero. Murim de plânsero. Murim de plânsero. Murim de ris. Dar hai să... Găsim și noi un satulainu, ceva. Știi că se spune de armura asta de iron golem că dacă ataci un mob ceva, teoretic ar trebui să îl arunci în sus cum ar veni. Ia stai să vedem ăsta cu lavă, că știu că avem chestia aia
De mers pe lavă. Nu știu dacă merge boys, nu cred că merge. Băi și fete, haideți să vă spun ce s-a întâmplat în ultimele faze. Am avut o problemă cu OBS-ul, nu știu de ce nu mi-a filmat cu programul de registrat, mi-a filmat... Uite, meu, că am Hero of the Village, o să vă explic imediat. Am găsit un sat și în satul ăsta mi-a făcut toată armura de esmeral, cum ar veni, și am Hero of the Village 10. Și dacă vreau să fac trituri cu ăștia, avem niște prețuri foarte, foarte micuțe. Îmi pare rău, dar am avut o problemă la programul de filmat, asta e. Ia să vedem dacă le luăm pe astea. Deci al meu, hai bă, fă acolo treaba. Bagă-ți acolo, fă-ți talentul tău. Fă-ți talentul, Davide. Unde-i mă, Popa? Bang! Stai ca Popa, unde ești? Bă, ăștia știi ce trebuie să faci cu ăștia? Uite, mi-a dat pumpkin pie, să mor eu. Stai ca Popa. Vino cu ace, dă-mi astea. Perfect. Stai, unde e? Unde-i mă ăsta? Verei. Ia uite, mă, s-a pus peste prietenul lui. Doamne ferește, mă. Iar rămâneți voi doi aici, mă. Așa. Unde e, bă, Popa? Doamne, bă, ce mă enervează sătiniștea. Bă, sătiniștea, dacă nu-i ții într-un singur loc, ei nebunesc, frate. Deci trebuie să ei vor să fie băgați în gropi. Să-i îngropi, asta vor ei. De fapt, sătenii. Sătenii, Minecraft asta își doresc, să fie îngropați. Să nu le faci, să nu le faci nimica. Să-i lași acolo, să fie torturați. Asta vor ei. Că ăsta pur și simplu, uite, nu mai vrea să facă trade. Unde-i, mă, Popa? Taica Popa, unde-i, mă? Ia-l de unde noi, pentru că a dispărut, uite-l. Ce pui mei cauți aici? Ce cauți aici? Doamne ferește, mă, și acum... Păi ce ai făcut, mă, că era încă unul? Erau doi, Popa. Doamne ferește, mă. Fi varnasul al naibii, că mă apucă nervii. Mama, a început și ploaia. Fi varnasul al naibii. Doamne, mama. Ia dă-te, mă, în puii mei. Tu rămâi aici, în groapă. Tu rămâi în groapă, că e locul tău în groapă. Tu fii atent ce faci. Nu te duci și tu în groapă. Nu te du în groapă. Dacă vrei în groapă, stai lângă. Te duc lângă, haide. Du-te în puii mei, în groapă, în lângă. Stai acolo, du-te în spanac. Doamne ferește, mă, bă, cât de enervant sunt sătenii, dude. Deci cele mai enervante creaturi de pe pământul românesc sunt sătenii, ești nebun? Dai să-i spar lui ăsta chestia asta, frate, că rămâne fixat pe ea. Doamne, ce mai e cele mai enervante creaturi? Na. Na, că ăsta nici ăsta nu vrea. A văzut că nu mai are workstation. Sau el e la art workstation din ăla. Nu pot să cred. Stai ca Popa, uite mă, aici era. Aici era, ia? Stai locului, firai. Stai mâncate-ar viermii. Stai! M-am dus, te-am confundat cu ăla la altul. Stai! Nu te mai mișca. Nu te mai mișca. Mamă, uite-l și pe ăla, nu mai are nimica. Aoleu, mama mea. Mama mea. Stai că l-am prins, gata. L-am prins. Gata, l-am prins. Ce-mi place să torturez sătenii din Minecraft. Mai alau. Ce-mi place să-i torturez. Stai cu obsidianul aici. Gata. Ăsta ți-e locul tău. Aici o să rămâi pentru totdeauna, pe veșnicie. Nu mai ai voie să mai pleci de aici niciodată. Aha. Să o crezi tu? Nu! Ah, dacă vrei să faci ceva util, fă așa. Perfect. 7 din ăștia. Că i-am dat hit lui. A văzut că i-am dat hit la prietenul lui și de-aia. Că i-am bătut prietenii în puii mei. Ăsta cu ce mai face trade-uri? Ia. Dă-mi din ăsta. Mama mea, ce mă enerv. Bă, ce enervanți au fost să mor eu. Ei sunt prieteni aici, uitați-vă la ei. Prieteniile. Prietenii. Prietenii știu de ce. Așa. Gata, hai că am luat o grămadă de la ăsta. Nu, ăsta la altul. Dă-mi tata aici, dă-mi cât mai multe, că nu mă deranjează. Uite, îmi dă și din astea. Ia să iau și un arc de la el eventual. O să iau de la el mai încolo arcuri. De fapt iau acum unul ca să fie bine. Așa, tu ce mai faci aici, mă? Un emerald pe un din ăsta. Hai că facem aici upgrade-uri, nu-i problemă. Dar măcar să facă bărbatul upgrade-uri. Ăsta la altul și-a mai făcut talentul pe aici și el, că mai avem încă unul aici.
Că ăsta nu și-a făcut niciun talent până acum. Hai că ar trebui să fac două workstation-uri din astea, Dumnezeule. Gata, mă. Hai că l-am luat și pe ăsta. Îl tragem și pe ăsta pe dreapta. Îl fraierim și pe ăsta. Da, mă, emeraldele alea aici, obraznicule. E așa, ăsta. Ăștia ce mai fac aici? Așa, una, două, bun. Hai, mă, tată. Dăm cu ender pearl-uri. Uimește-mă cu ender pearl-uri. Bine, mă. Bine, mă. Păi așa da, mă. Așa da, tată. Așa da, tată. Cât mai multe, cât mai multe. Dă-i acolo să fie cât mai multe. Du-te în spanac la tavă. Tu nu mai faci aici, nu mai vrea 12 din astea. Păi bun, ar trebui să fim ok. Hai totuși să mai stăm puțin, poate mai face, ne mai dă din astea. Uite că mă luăm și de la asta o grămadă. Eventual să luăm săgeți de la el, deși, a da, uite, săgeți. Uite, 64 de săgeți. Mai luăm aici câteva săgețele. Cu păr pe ele. Luăm de aici cât mai multe emeralde. Uite, mă, ce frumos e. Vedeți cât de frumos e când colaborați? Vedeți ce frumos e să colaborăm? Mărlanilor, de ce nu mă lăsați să colaborez cu voi? Și acum să ne facem armurile, dar trebuie să ne gândim din timp cu ce vrem să le facem. Deci fiți antena. Papucii, uite, pe papuci vreau neapărat ăsta de sărit. Hai nu cu albastru, hai cu roșu, că se vede mișto cu roșu. Deci vreau de la de sărit, frate. Deci ăsta de sărit îl avem pe papuci, da? Pe cască. Hai să mă gândesc. Ce punem? Hai să ne punem ăsta de Iron Golem. Deci două de Iron Golem și două de din ăsta micuț. De avem speed și nu știu ce. Uite, astea așa. Uite, avem acum viteză mare, sărim și mai mult. Și cică dacă ne batem cu un din ăsta, vreun mob ceva, îl aruncăm în aer, nu știu câte blocuri. Ia să vedem. A, candidatul perfect. Bine, bă, mori! Copilul vieții! Mori, copile! Ia! Boom! Ce mi-a plăcut să-l omor pe ăsta. Măi, leu, ce-mi place să omor copiii. De să te îngem, nu în viața reală. Dragă instanță, nu în viața reală, vă rog eu. Ia să vedem și astea unde ajung. Ia să vedem. În partea asta și văd că suntem pe o traiectorie destul de dreaptă. Ok, hai să mergem. Deci ne-am luat astea, avem blocuri, avem o grămadă, avem mâncare. Băi, deci suntem bine. Suntem super, super bine, ești nebun? Hai să mergem. Bă, totuși am reușit să găsim stronghold-ul ăsta. A fost pe o traiectorie destul de dreaptă și mi-am dat seama foarte, foarte ușor unde este. Deci fiți antenă. Să sperăm că nu picăm în lava, asta e singura mea problemă în momentul de față. N-am pierdut niciun ochi, sper să fie măcar un ochi acolo. Că dacă nu, sunt fix pe fix, frate, ești nebun. Dacă aș fi fix pe fix, ar fi groaznic. Dar hai să sperăm că nu e așa cazul și să putem să batem și noi dragonul ăla. Să venim de hack cu armurile astea custom, ești nebun. Din nou, băi și fete, dacă vă plac videoclipurile astea, dați și voi like, abonați-vă, vedeți și voi canalul secundar, că postăm și acolo diferite chestii, postăm Brawl Stars pe canalul secundar, că știu că vă mai uitați și la diferite chestii, cu jocuri de pe telefon, de-aia vă zic, bă, uitați-vă și pe canalul secundar, că faceți și acolo alte nebuneli. Dacă vă place de mine, intrați și acolo. Link descrie către zi, către mărci, mai aveți și mărci, dacă vă place mărciul, dacă vreți să vă luați, dacă vreți să mă susțineți și toate chestiile astea. Bun, ia mă, ajungem undeva, găsim și noi ceva pe aici sau salutare? Mamă. Uite că e. Bun, deci am ajuns destul de bine. Ia, ceva pe acolo, ia, ăsta are ceva aici. Are doar mâncare, nu știu dacă îmi place atât de mult mâncarea. Ceva pe aici. Hopa, am auzit bărbații, ia, unde? Aici? Nu, aici e altceva, nu. Mamă, stai. Nu aici. Unde? Ăla era, uite mă, gata. Mamă, e, nu era cu niciuna. Mâncava-și gura mea, că nu era nimica. What the fuck, bro? Tan, 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 tan. Dunk. With a dunk. Ok. Ia stai să ieșim și noi de pe aici, ceva de genul ăsta, să nu stăm să spargem pe acolo, să ne vină rău. Așa, F3B, să vedem și noi hitbox-urile, să le vedem. Să dăm în ăsta, în dragonel, coada de cățel. Dacă avem cum să dăm în el. Dacă știm să dăm în el, mai degrabă.
Nu că dacă avem cum, dacă știm să dăm. Ia mă, hai. Hai tată, că până vine el putem să... Actually, nu știu de ce am făcut chestia aia. Opa, bă, vezi că e pus pe treabă mare, băiatul meu. Așa, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bun, și ăsta îl punem și noi la ultimul slot. Perfect, hai să bag și un măr din ăsta. Pune și noi ochianele astea aici și băgăm și mâncarea ca să ne fie mult mai ușor să facem treaba. Dăm și noi în astea, cred că puțin mai jos. Ia, hop. L-a luat și pe ăla, dar puțin mai jos. Bă, frate, când dai cu arcul... Bă, nene, stai mă, nu așa de repede. Vere, stai așa. Hai că punem astea pe aici. Le punem pe toate, hai. Hai, tată. Zăc, acum și acum, nu mai contează. Vezi că am folosit 4 paturi. Vezi că am explodat bine rău de tot aici. Și e posibil să facem experiență ca lumea. Hai că l-am bătut repede pe ăsta. Vezi că a fost cu minte dragonul ăsta. A venit repede la bătaie. N-a fost de la să dansăm cu el prea mult. Ia vezi. Hai mă să facem și noi experiența aia nebună, cum îmi place mie. Hai mă cu experiența aia. Cred că a intrat în foc foarte mult din ăsta. Foarte multă experiență din ăsta a intrat în foc, din păcate. Da, mă, băieți, cam asta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Na, ce pot să zic, cam asta a fost. Ne vedem și noi data viitoare. Ciao, les, pa, pa. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă 2 videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles, dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.